Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. În toată lumea, parașuta arată la fel. Numai în România e puțin diferită. Dacă vrei să vezi cum arată parașuta românească, intră pe paginile principale de pe TikTok și de pe Instagram. Uite, e o lume liberă și fiecare face ce-și dorește și nu am nimic cu stimabilele domnișoare care își trăiesc viața la maxim, ba chiar cred că au și ele rolul lor în anumite situații. Dar pentru tine vreau ceva bun, vreau o femeie de calitate cu care să ai o relație serioasă, iar atunci când vine vreo parașută la tine, să fii ca tipul ăsta. Be gone, fuck! Astăzi vreau să vorbim despre 5 semne că o fată e de moravuri ușoare și asta înseamnă că ar trebui să o eviți. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul semn este că se destrăbălează la petreceri. La orice petrecere e genul ăla de fată care se îmbată, mai are puțin și se dezbracă și se sărută cu mai mult de jumătate din băieții de acolo. Și nu e nimic greșit să dansezi și să te săruți la un moment dat cu un băiat la o petrecere, dar nu cu toată sala. Așadar, dacă fata de care îți place e genul ăsta de fată, nu vrei să ai sub nicio formă relație cu ea. Al doilea semn este că se folosește de aspectul ei în exces. Când intri pe profilul ei de Instagram, o să vezi numai poze de la spate și dintr-un unghi de sus, așa, știi, să se vadă pectorali. Din nou, nu e nimic greșit dacă din când în când o fată își mai pune o poză de la spate. Este o poziție feminină, înțeleg, dar devine penibil în momentul în care absolut fiecare poză este așa. E adevărat, pozele care îți dezvoltă imaginația o să primească întotdeauna mai multe like-uri pentru că stârnesc o parte primară în creierul băieților care le văd. Însă în momentul în care fata respectivă postează numai astfel de poze, transmite mesajul că numai asta are de oferit. Ori tu ca băiat care cauți o relație serioasă cu o fată serioasă, realizezi că aspectul nu e cel mai important și nu va rezolva toate problemele. Al treilea semn este că se plictisește de relații foarte repede. Am ieșit odată cu o fată care mi-a spus exact asta, că a încercat cu mulți băieți, că se plictisește repede de ei și că îi schimbă ca pe șosete. Mi-am dat seama exact în momentul ăla că nu era ceva greșit cu toți băieții ăia, ci era ceva greșit cu ea. Ea susținea că toți băieții au ceva greșit, sunt niște porci și că nu merită să mai ai relație cu niciunul pentru că cel mai probabil a fost rănită în trecut de un băiat într-o relație. Și genul ăsta de fete care au fost rănite la un moment dat își creează ideea că toți băieții sunt niște porci, că nu mai merită să investești sentimente și că e mai bine să schimbi un băiat pe noapte. De asta n-ar trebui să înșeli sau cel puțin să nu încerci conștient să rănești pe cineva într-o relație pentru că îi poți corupe, îi poți face să creadă că nu mai există oameni de calitate. Însă nu e de datoria ta să schimbi percepția unei fete dacă nu vrea să aibă percepția schimbată. Așa că mai bine nu te complici cu fetele care au ales calea destrăbălării. Al patrulea semn este că se dă la tine în timp ce e deja într-o relație. Nu cred că sunt foarte multe explicații necesare de data aici, dar totuși sunt băieți care cred că dacă își înșeală iubitul pentru mine, sigur mă iubește și nu o să facă același lucru cu mine. Ba da, o să facă același lucru și cu tine. Și în final, al cincilea semn este că toți prietenii tăi au experiențe cu ea. Auzi un prieten că a fost la o plimbare noaptea cu ea cu mașina, alt prieten că a petrecut clipe frumoase într-o baie dintr-un club cu ea, altul că a făcut nu știu ce. Atunci încep să-ți ridici anumite semne de întrebare, nu? Normal că nu o să crezi toate bârfele, dar dacă foarte mulți oameni, mai ales prietenii tăi, îți spun lucruri rele despre ea, s-ar putea să aibă dreptate. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci ca să te convingi singur este să ieși cu ea, să vorbești cu ea, să vezi cum se comportă. Dar dacă auzi numai lucruri rele despre ea, e bine ca măcar să le iei în considerare. Acestea au fost cele 5 semne care dau de înțeles că o fată e de moravuri ușoare, se aplică și pentru băieți, dar vreau să fac un video separat pe tema asta. Așa că lasă un like și apasă pe clopoțel, mai ales dacă ești fată, pentru că sigur nu vrei să ratezi acel video. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi, dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune M-ul reușită, nu rateu, pa, pa!